Uneori scenariile mai suferă și modificări forțate datorită ieșirii unor actori importanți și iată că scenarii stay îi se oferă posibilitatea unei noi intrici odată cu ieșirea actorului Osman Alkas. Nu vă speriați! Sebnem out! Ozgein! Balanța a fost refăcută rapid! Serhan cu siguranță va scăpa din nou! Iar în privința lui Alaz am obănuia la că a fost momentul care l-a scuturat și l-a adus cu picioarele pe pământ și de acum vom urmări un Alaz normal care va fi nevoit să alerge puțin cu limba scoasă după Asi și care va deveni fratele normal pentru Aliaman. Nu vă speriați, intră un nou frate, de tată de data asta. ce vine la pachet cu Denis și am o nouă vagă la că el va fi noul la alaz. În sensul că Iaman Ali nu va scapa de gelozii și invidii frățești. Și mă tem că ținta lui Denis va fi ruia, dar asta vom mai vedea. Deocamdată episodul a fost superb. Ali Aman a dat dovadă nu doar de inteligență, ci și de stăpânire. El a evoluat mult de la primele episoade. E mult mai controlat, mai calculat. Pentru că a învățat deja că lupta nu mai poate fi dusă cu pumnii, ca pe stradă. Marea dezamăgire vine de la Ruia. Vă spuneam acum câteva episoade că ea nu are încredere în Aliaman, în iubirea lor și în relația între ei și iată că după ce el și-a pus propria viață în pericol pentru a o salva pe ea în momentul accidentului și i-a dovedit că e sincer, corect și generos, i ea pune din nou la îndoială integritatea lui. Și o face foarte, foarte urât, cu fraze aruncate fără a gândi, dar care dovedesc clar că îndoiala e prezentă în inima ei, gata să-i rupă la primul pas. În locul lui Aliaman m retrage o perioadă, Ruia trebuie să învețe să aibă încredere, trebuie să se convingă de puterea propriei iubiri și Aliaman nu mai are absolut nimic de făcut aici. E doar problema ei și nu mai ea poate lucra la aceste lipsuri ale ei. Pe mine personal m-a dezamăgit enorm, oricum iubirea lor nu m-a emoționa foarte tare, pentru că scenele lor sunt foarte seci, cu toate că scenarista a încercat apropieri forțate. Însă actorii nu au reușit să convingă. În schimb, Asi și Alaz ne arată pasiune de plină, foc pur, pasiune care merge de la lovitul capului de oglinda din toaletă și amenințarea cu cuțitul, toate acestea arătându-ne că Asi, deși rănită. Deși suferind, e perfect capabilă de a arăta cât de mult a fost rănită în stilul ei propriu. Alaz va trebui să se străduiască mult ca să-i recâștige încrederea. Cred că va suferi nițel și de gelozie poate va mai lua bătaie de câteva ori sau va reuși să-i stârnească milă lui Asi. Dar la final va rezulta o iubire superbă. În sfârșit, frații au văzut adevăratul chip al lui Serhan și masca lui a căzut și e normal ca copiii să ia partea mamei, însă e păcat că au fost nevoiți să treacă printr-o nouă traumă. Sunt foarte curioasă încotro ne va duce scenariul de acum și asta înseamnă un scenariu bun. După 20 de episoade încă ne mai întrebăm ce s-ar mai putea întâmpla